în judecătorie din Republica Moldova, au fost fraudat tot de același grup de persoane care au furat bani din băncile din Republica Moldova. Familiile lor deja la ziua de azi sunt cunoscute. Sunt preacunoscuții Ion Lambantu și Iurie Drost. Sunt persoanele care nemijlocit, pe lângă că au furat bani și au fraudat sistem judecătoresc. În ce mod au avut, loc fraudă? Dacă cunoașteți săptămâna trecută, domnul Vecislav Ioniță a ieșit într-o conferință de presă și a declarat faptul că au fost falsificate 18 dosare civile. La acel moment erau cunoscute despre fraudă a 14 dosare civile, însă la ziua de azi cunoaște că sunt falsificate 18 dosare civile în judecătoria sectorului Râșcani de către judecător Iurie Țurcan. Acest judecător Iurie Țurcan a fost recunoscut ca judecător raider. Până la urmă urmei s-a permis chiar să plece în, la pensie onorabil. Însă dumnealui, înainte de a pleca, a falsificat 18 dosare civile. O nimică toată. Printre dosarele este, figurează dosarele împotriva mie, împotriva domnului Damaschin, împotriva altor persoane. Însă mai sunt și așa dosare de genul cum a fost emisă o decizie la fel de judecător Iurie Țurcan privind încasarea a unei datorii de la calea ferată din Republica Moldova. Suma prejudiciului era estimată în valoare de 60 de milioane de lei. În lipsa părților, și în general acest dosar civil a avut loc în judecătoria sectorului Râșcani, măcar că adresa juridică a organizațiilor sunt în Cahul sau în sector centru. Și eu căutat dosarul este în sectorul Râșcani, nimeni nu cunoaște. Dar decizia a fost luată de a încasa datorie de 60 de milioane de lei de la calea ferată din Republica Moldova. În lipsa totală a părților, decizia a fost luată într-o noapte. În comunicatele de presă care vă le-am prezentat, acolo sunt răspunsurile a președintelui judecătoriei, domnul Oleg Melniciuc, care explică că pe marginea acestor falsificări a fost pornită o cauză penală la Centrul Național Anticorupție. Noi nu cunoaștem ce va face Centrul Național Anticorupție în cazul dat, dintr-un simplu motiv. Domnul Lambantu și domnul Drost vin la Centrul Național Anticorupție ca la ei acasă. Și la ziua de azi, faptul privind, cum am spus eu într-o conferință de presă, că CNA se ocupă cu zootehnia, ei prelungesc acest gen de activitate cu un succes deosebit. Mai există încă un dosar, nu numai la judecătoria sectorului Râșcani s-au falsificat dosare. Pe marginea falsificării dosarelor la judecătoria sectorului Râșcani este pornită cauza penală. Însă, mai sunt și alte dosare civile care au fost falsificate. De exemplu, la curtea de apel a fost falsificat un dosar privind o companie care este distribuitor a companiei Michelin în Republica Moldova. Compania dată a fost ședința de judecată, pare-mi-se, nu de mult. Și esența constantă și ei că mai exista încă un dosar civil care deja a fost scoasă decizia de judecată cu 6 luni înainte și executată pe lângă toate. Iată ce se întâmplă. Noi v-am prezentat în comunicatele noastre de presă toată schema cap-coadă. Cum au fost falsificate nemijlocită, cum au fost falsificate dosarele de persoanele date. De aceea, dacă mai sunt întrebări, vă rugăm, eu cred că să fie mai bine. Să dăm răspunsuri la întrebări. Domnul Rechiu, spuneți, da, vă, dumneavoastră veniți cu o acuzație că câteva zeci de dosare au fost falsificate și ele au fost recunoscute false de instanță de judecată. Ele au fost recunoscute false, ele nu au fost recunoscute false, ele la moment se studiază falsificarea lor. Faptul că în unele dosare au fost schimbat
sentința în altele dosare au fost schimbată din numirea dosarului. Ca să înțelegeți, de pildă, o persoană X dă în judecată persoana Y. Ca urmare, se încasează de la persoana Z 2 milioane de euro. Apare peste noapte așa o decizie. În documentele care le-ați prezentat a fost scris că persoanelor implicate în acțiuni ilegale și pornirea urmăririi penale pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Da. Vă vorbiți despre 20 ceva de dosare? Sunt peste 20 de dosare, da. Peste 20 de dosare. Și îngânuiți persoanele Drost și Lambando că au contribuit la pornirea acestor dosare ilegale? Ei figurează nemijlocit în aceste dosare. În unele dosare, domnul Ion Lambantu se semnează în fața unei alte persoane. În locul altei persoane. Pe când semnătura, tot în același dosar, semnătura domnului Lambantu este pusă de o altă persoană. El figurează nemijlocit în acel dosar civil. Și de ce pe voi vă miră astfel de lucruri care se întâmplă azi la tot colțul? Nu, uitați. Nu sunteți unice în Moldova. Nu, pur și simplu, în ce constă? Ei cu aceste dosare, ei exercită un pressing asupra noastră. Și nu numai asupra noastră, și asupra altor persoane. Pressing, sub formă de șantaj și așa mai departe. De ce înseamnă șantaj? Nu, de exemplu, deja este o decizie. Așa. Nu cunoști de existența acestei decizii. Pur și simplu nu cunoști de existența acestei decizii. Până la urmă urmei, la un moment dat, ești chemat de pildă, chiar de același Ion Lambantu, care el îți spune decizia dată pe masă și spune, ea deja este azi, este executată, decizia dată, și dacă dumitale de pildă, domnul Ureche, n-ai să te duci și n-ai să dai depoziții false la Centrul Național Anticorupție, noi îți luăm totul. Iată cum are loc pressing. Te pun înainte de... Bine, dumneavoastră, că acum ați povestit cum a fost pressing-ul atunci când vi se fabricau aceste dosare și vă trezeți peste noapte cu dosar deja existent. Da, el pur și simplu apare peste noapte. Acum când dosarele sunt socotite deja de instanță, că sunt false, că este fals în aceste dosare, cum presiunea prin ce se exercită presiunea asupra voastră? Da. La ziua de astăzi, ca să înțelegeți efectul de domino sau efectul lanț a hotărârilor date, deja atac sistemul judecătorii și securitatea în sistemul judecătorii, așa nume. Hotărârile date deja sunt executate și adoptate și curtea de apel și sunt puse chestre și sunt unii hotărâri pus titlul executoriu. Ca să înțelegeți, asta în final, îți primești că alți judecători neimplicați în dosare falsificate, deja s-au pronunțat și au luat hotărâri pe procedură propriu-zis, fiindcă nu fac examinarea în fond. În așa fel are loc reacția în lanț. Adică, tot sistemul judecătoresc de aceste hotărâri începe să atașe, fiindcă aceste hotărâri au fost falsificate în 2013. Noi ne aflăm în 2014. La ziua de astăzi a fost falsificat baza de date a Ministerului Justiției și a SIS-ului, care răspunde de baza de date. Cea mai interesantă întrebare, unde a fost până în ziua de azi sistemul Ministrul Justiției, domnul Efrim, și Ministerul Securității, care a răspunde de falsificare în baza de date, fiindcă a fost fraudată baza de date cu data de urmă prin implicarea noilor părți și prin implicarea schimbării părților pe dosar, că și e făcută în mod de urgență în timp de o noapte. Mai mult că atât, cu calea ferată, la ziua de astăzi, este hotărâri de încasare de 60 de milioane de lei, care la ziua de astăzi e pus pe rol și se află în procedură la apel pentru încasarea 60 de milioane de lei. La ziua de astăzi... Domnul Melniciuc recunoaște faptul că dosarul a fost falsificat. Și nu unul, 28. El a făcut interpelare la Procuratura Anticorupție în tenteză dosar penal pe persoanele cu funcții de răspundere, fiindcă acolo au fost implicate persoane direct. Și domnul președinte a găsit voința lui ca să depisteze chestiile astea și a făcut anchetă internă. Fiindcă noi din luna mai am depistat dosarele astea. Însă noi, cu interpelările noastre, am confirmat chestiile astea, însă în rezultatul verificării s-au depistat că, într-adevăr, declarațiile noastre sunt oficiale și, a doilea rând, într-adevăr, sunt falsificare.
Dumneavoastră, acum ați afirmat că nu tot sistemul judecătoresc este corupt, că există judecători demni, judecători cu demnitate, gen Oleg Melniciuc, care nu s-a temut să meargă împotriva sistemului. Asta e unicul caz care la ziua de astăzi au declarat și au făcut așa o declarație masivă cu dosarele falsificate. Eu așa alt caz nu știu, orice caz la ziua de astăzi. Spuneți, vă rog, într-o conferință de presă, Lilia Munteanu, care a ieșit împreună cu noastră, a spus că ați fost intimidați și noastră, domnul Urecheș și doamna... Nu, intimidările noastre... Munteanu. Intimidările noastre, da, ei într-adevăr ne intimidează. Da, cu dosare civile, cu dosare penale apărute la fel peste noapte, la unul și același procuror. Toate dosarele lor apar la unul și același procuror. А вы знаете о том, что к одному прокурору всегда попадают все дела, если ваше имя, допустим, взаимосвязано с какими-то делами? А вы знаете, что нельзя перебивать, всегда... если я отвечаю? Не, ну вы просто говорите о том, давайте я отвечу. Вводите в заблуждение людей, которые вообще не понимают, что такое юриспруденция. Как меняются стороны. Непосредственно я знаю о том, что такое юриспруденция. Как стороны непосредственно могут меняться в процессе. Есть статья 60 Гражданского процессуального кодекса, которая четко предусматривает, что можно поменять стороны в процессе, можно кого-то запросить, можно кого-то исключить. Это право истца. Это исключительное право истца. А вы позволите ответить на мой вопрос, а потом... Нет, просто зададите... человек... Нет, пусть он ответит на мой вопрос, а вы потом зададите, когда я буду удовлетворен ответом. Да, хорошо. Înseamnă că ceea ce ține de mijlocii de implicare, toate dosarele lor, nu știu, printr-o coincidență sau printr-o necoincidență, nimeresc la unul și același procuror. Nu doamna Vera Cheron. Nu știu care e problema cu procurorul. La unul și la unul, Dumnezeu cu dânsul. Da. Faptul nu constă că nimerește la dânsul. Faptul constă că persoanele date șantajează, de pildă, doamna Munteanu Lilie au fost șantajată cu un dosar penal care deja de acest procuror era clasat. Jumătate de an în urmă, dosarul penal a fost clasat, dar ei pe dâns s-au șantajau, e seama, privind faptul că în dosarul noi acolo avem grijă de dânsul. Iată ce fac ei. Dar procurorii asta e, nu e, ei șantajează, ei sperie oamenii cu oameni din lumea criminală, că luați seama, că noi... Iată, trebuie să se întoarcă persoana nemijlocit care i-a mușcat izolat. Doamna Munteanu, de ce nu a venit astăzi la conferința de presă? Doamna Munteanu, astăzi are ședință de judecată la orele 11. Dar domnul care mai era cu dumneavoastră? Că mai era... Domnul Cărdei Bolnov. Nici data trecută, nici data asta. Nu e o problemă, ne-am sunat înainte, au spus că nu poate veni astăzi. Nu poate sau nu mai dorește? Nu poate. Scuzați, dar dumneavoastră, ce încercați să scoateți la ideal?